Executivul comunitar a dat publicității liniile directoare pentru a implementa o decizie adoptată anul trecut de Bruxelles pentru eliminarea tarifelor de roaming în cele 28 de state membre, scrie agerpres.ro. Vreau să fiu foarte clar, am pus punct roamingului. Nu va mai trebui să plătiți începând din luna iunie 2017, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Kianas, într-o conferință de presă. Uniunea Europeană a acceptat să elimine tarifele de roaming, dar în urma presiunilor operatorilor de telefonie mobilă a acceptat și să limiteze capacitatea europenilor de a căuta contracte de telefonie mobilă mai ieftine în alte țări pentru a le utiliza acasă. Propunerea Comisiei trebuie să fie dezbătută și aprobată de organismele de reglementare din țările membre înainte de a fi adoptată în data de 15 septembrie.